Salut, fecioare! Voi face citirea pentru luna noiembrie, sfatul oracolului Lenormand. Și am spus, este o lună foarte agitată, o lună cu multe tensiuni, cu probleme financiare, cu probleme legate de mediu, de catastrofe, să zicem, cum să zic, hazarde naturale, deci legate de pământ și apă. Haideți să vedem ce sfat puteți să primiți în această lună. Și iată că primiți o veste în această lună, s-ar putea să primiți o veste, cineva să vă comunice ceva, să vă aducă o veste, să vă aducă o informație, să vă viziteze, poate să vină și să fie și o vizită din partea unei persoane care să vină și să sau voi să mergeți la o persoană și să obțineți o informație, să obțineți ceva. Cam acesta este în principal acest călăreț. Haideți să vedem luna. Câinele, voi folosi 9 arcane și le vom discuta imediat. Aici este turnul. Să le urc puțin mai sus peștii și norocul. Trifoiul. Voi s-ar putea să aveți o informație legată de societate și această informație vine, am zice, ca un fel de veste. Cineva va aduce o veste sau vă dă o informație. Și puteți să încercați să vedeți o soluție în această informație, dar totuși poate să fie și o iluzie, poate să fie și o visare, o emoție puternică, o insomnie, dar să vă creeze această veste pe care o primiți. Dar și visarea voastră poate să fie legată de ceea ce v-ați dori voi, poate să primiți onor, cum să spun, să aveți o realizare pe care voi o urmăriți, dar legată de o informație, de o veste pe care o primiți. În ceea ce privește soarele întotdeauna dă un dinamism, dă căldură, dă optimism, noroc chiar, și acesta ar trebui să fie chiar dublat de acel noroc, deci acest noroc. Dar vedeți, fiind lângă lună, acest soare, am putea spune că în final s-ar putea ca această informație pe care o primiți, răspuns pe care îl primiți, să vă ajute să deblocați o situație. Fiindcă muntele reprezintă un blocaj, ceva care nu poate fi depășit.
Și acest munte este legat de o casă, de un chiar de poate să fie chiar casa voastră, căminul vostru. Și astfel voi puteți să îl deblocați. Am putea spune că acest deblocaj puteți să-l faceți când veți încerca să discutați cu cineva, să luați legătura cu cineva. Am putea spune telefonic, deci adică acest 12 poate să reprezinte și discuții la telefon, dar de multe ori aceste discuții dau și impresia de situații care rămân discutate, dar nu neapărat rezolvate. Deci acesta ar fi în principal aspectul. Deci, discuții. Dar, vedeți, voi vă urmăriți acest interes al vostru să vă rezolvați această deblocare, dar aceste persoane vă ascultă și am putea spune că nici nu prea are. Cum să spun, interes să vă dea prea multă importanță. Voi încercați, deci, dar această persoană s-ar putea să încerce chiar să speculeze o anumită situație, să fie chiar un risc financiar. Să fie chiar un risc financiar. În ceea ce privește, să luăm partea de sus în primul rând, sau să luăm obstacolul, hai să terminăm cu obstacolul acesta și cu discuțiile, fiindcă aceste discuții voi le aveți în centru, ele sunt ca o încercare de a vă, cineva încearcă să vă speculeze, să vă aducă o pierdere financiară, chiar folosind aceste discuții la telefon, îndrumări și așa mai departe, idei. Aveți aici o instituție. Noi, când vorbim de turn, fiindcă este turnul, îl vedeți, e vorba de o instituție. O instituție care poate fi orice, că e primărie, că e, eu știu, guvern, nu știu, o instituție. Judecătorie, școală, ce-o fi, spital. Este o instituție unde de aici, din această instituție, aveți o femeie malefică, o femeie care încearcă să vă manipuleze după cum vrea ea, astfel încât să vă aducă o pierdere foarte mare. Fiindcă această schimbare vrea să vă aducă legată de bani, de resurse. Vorbim de o situație în care această femeie știe cum să vă creeze probleme, să vă manipuleze. Este un aspect foarte important unde voi trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă voi vreți să deblocați o situație, considerați că discutând la telefon cu cineva veți reuși, dar nu este chiar așa. Este mai mult vorba de invidie, nerecunoștință. În care ați putea să cădeți capcană și să vă treziți că pierdeți niște bani, fiindcă în această instituție, așa cum am atenționat, aveți o femeie care încearcă să
vă folosească, să vă speculeze, să fie totul în avantajul ei. Deci, chiar dacă voi considerați că s-ar putea să faceți o afacere bună și să fie ceva benefic. Să luăm acum pe celelalte, să le grupăm. Deci, dorința voastră de noroc, și s-ar putea să găsiți o soluție, să găsiți norocul, dar totuși aveți aici un blocaj, acea amăgire pe care vă aduceți singuri. Dacă veți lua legătura cu un prieten, poate să fie vorba de o persoană care nu are niciun interes să vă facă ceva rău, dar este o persoană, este câinele, care reprezintă de multe ori un prieten, o persoană care vrea să vă ajute. Este o persoană care s-ar putea să vă dea o soluție, să vă spună ceva. Și printr-un răspuns, să primiți un răspuns scris. Acest răspuns scris dat de această persoană poate fi stabilit și prin comunicare, adică nu neapărat, eu știu, să mergeți undeva, să vorbiți exact față în față cu cineva. Poate să fie și un alt tip de comunicare și să primiți acest aspect, acest răspuns. Acest răspuns va aduce bucurie. Uitați, este norocul, trifoiul. Trifoiul reprezintă noroc. Nu întotdeauna spunem trifoiul cu patru foi, da, noroc. Și are și 3 și 4. Deci acest trifoi poate să reprezinte norocul vostru și o bucurie. Să vă aducă o bucurie legată de niște bani, de o afacere, de ceva care să fie foarte benefic pentru voi. Haideți să vedem ce spun și runele. Deci, orice ați încerca, trebuie să țineți cont de faptul că acest blocaj, voi aveți niște iluzii, o gândire, ceva, dar aceste iluzii, amăgiri pe care vi le faceți, le puteți rezolva comunicând cu cineva și, în primul rând, comunicând cu acest prieten, acest personaj, care nu are niciun interes să vă facă rău. Deci, nu îl interesează să vă facă rău. Dacă vreți cu această instituție să comunicați, acest prieten și el comunică cu această instituție, dar aici vă loviți de acea femeie malefică. Este o instituție care vă creează niște probleme. Am să le pun pe cele care sunt negative la un loc. Așa. Da. Le vedem acum. Asta este așa. Păi să le luăm, să le discutăm, da? Cele trei care sunt la un loc nu arată prea bine. Aici arată o pierdere. Veți pierde niște bani. Sau voi sperați să obțineți niște bani și ați avut răbdare, multă răbdare, fiindcă această rună arată răbdarea voastră.
nu este într-o poziție corectă, să zicem dreaptă, este răsturnată și acest lucru arată că v-ați păstrat această răbdare în fața unei situații dificile. Putem vorbi de o situație în care ați pierdut bani, ați muncit foarte mult și ați pierdut acești bani, este o pierdere, este ca un furt și aici apare și o situație dificilă în care voi v-ați dorit să aveți căldură sufletească, să vă înțelegeți cu ceilalți, să fie armonie, bine, dar nu ați primit lucrul ăsta. Fie că ați intrat într-un contract, într-o asociere, în ceva, că e vorba de cumpărare, că e vorba de, eu știu, de afaceri. Este o situație în care voi ați fost păcăliți de o persoană, voi ați fost corecți, celălalt nu a venit efectiv să vă fure. Și aici avem din nou foarte multe persoane care s-au implicat în această situație. Deci, cunoscând acest aspect, avem persoane care și-au arătat, să zicem, interesul față de voi, un interes chiar poate sentimental și, de fapt, ele ascundeau altceva. Deci, persoane care s-au implicat n-a vă face rău. O situație în care sunteți atenționați, aveți grijă de sănătatea voastră, este foarte important acest lucru. Această situație negativă va aduce o cădere de vitalitate, de energie și o relație care nu se perfectează este un aspect destul de dificil și această așteptare, am zice nu așteptare, am zice blocaj, este un blocaj la fel cum ar fi înghețul. O situație înghețată. Vorbim aici despre grindină, deci ceva care este înghețat și nu puteți să-l depășiți, deci este un blocaj pe care nu puteți să-l depășiți, dar totuși răbdarea voastră va aduce o rună care spune că totul se va schimba în bine, dar lent. Cum să spun, schimbarea va veni în viața voastră lent, benefic și constant. Nu veți avea o schimbare rapidă, va fi o schimbare foarte lentă încât nici nu o să percepeți acest lucru că ceva s-a schimbat în viața voastră. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună frumoasă și nu uitați, dacă această citire vă ajută, puteți să dați și să ajutați și voi canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!